Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Pentru cei care ne urmăresc consecvent, vă reamintim că ultima ediție a avut ca invitați pe Ovidiu și Viorica Litianu, binecunoscutul cântăreț de muzică creștină acum. Ei ne-au povestit data trecută despre experiența întoarcerilor la Domnul și despre multele schimbări care au avut loc în viața lor. Acum îi avem din nou și le spunem bun venit. Mulțumim, bine v-am găsit. Mă bucur să fiți din nou aici și deschiși să ne dezvăluiți din tainele vieții de slujire pe calea Domnului. Faceți o slujire foarte intensă. Toți românii vă cunosc de pretutindeni și ați marcat generația asta de cântece creștine, de evangelizări, de chemări la pocăință și aș vrea să știm ce e în spate la toată munca asta pe care noi o vedem. Ultima emisiune am discutat de întoarcerea la Domnul și la un moment dat ați povestit, ați pomenit de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Dacă nu vă deranjează, am putea începe de aici. Ce a urmat după întoarcerea la Domnul? Că seamănă mult cu ceea ce s-a întâmplat în fapte. Prima dată ucenicii au primit o putere și după aceea s-au dus să împlinească marea trimitere. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am primit învățătura sănătoasă apostolică în Biserica Domnului din Petroșani și am înțeles că pentru a fi un creștin autentic, pentru a fi un ucenic cu adevărat al Domnului care trebuie să ducă misiunea aceasta, cuvântul mântuirii mai departe, trebuie să ai însoțirea Duhului Sfânt, trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să primești o putere deosebită și Domnul ne-a pregătit pentru aceasta, am citit mult din cuvânt, frați deosebiți s-au ocupat de noi și am înțeles că trebuie să stăruim după aceasta, că trebuie să lăsăm anumite lucruri. Vedeți, noi am fost curățiți în sângele mielului, am fost născuți din nou, am încheiat legământ cu Domnul și totuși ne mai trebuia ceva. Și îmi puneam întrebarea, dar nu e de ajuns că am fost botezat, nu e de ajuns că m-am născut din nou, nu e de ajuns că am lăsat lumea, nu e de ajuns că m-am pocăit, nu, eu trebuie să am o putere. Și am citit aici în cuvânt și îl găsesc în Faptele Apostolilor și spune că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în versetul 8, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și mi-aduc aminte cum împreună cu soția mergeam la marțele de rugăciune, la joia, la stăruințe care se făceau după Duhul Sfânt. Și deci nu era selectiv numai la unele programe. Mergeam, laud pe Domnul că ne-a prins cu Duhul Sfânt, ne cerceta și ne prelucra pentru lucrarea în care avea de gând Domnul să ne pună. Ne duceam cu mare drag la marțele de rugăciune, la joi, dar mergeam și duminica, nu lipseam, dar în mod deosebit ne plăceau rugăciunile, marțea. Iubeam foarte mult rugăciunile și mi-aduc aminte la un moment dat cum frații, când nu eram încă pocăiți, mergeam ca și prieteni la marțile de rugăciune, mergeam și aveam lucrări nefiind predați Domnului. Aveam lucrări, mai ales în dreptul meu, iar cât despre tine, bărbatul, te voi folosi într-un mod deosebit, te voi trimite departe, te voi trimite prin cetăți și eu mă minunam. Ce cetăți? Eu știam de orașe, de localități și curgeau apele de pe mine, în timp ce mă uitam împrejur la toți, toți erau uscați de pe mine, curgeau apele. Mă cerceta Duhul lui Dumnezeu. Apoi, mi-aduc aminte că am fost vizitați de o prorociță, a venit la noi acasă, s-a plecat pe genunchi și a dat drumul la o lucrare și a spus că vom fi folosiți de Dumnezeu într-o lucrare foarte mare. Și ne-am acomodat cu prorociile, cu vorbirea în limbi, auzeam, dar nu știam cum se ne vom manifesta și noi. Și am început să intrăm în
în stăruință după Duhul Sfânt. Era un grup de frați care se rugau într-un mod deosebit și erau cercetați de o putere, nu puteam înțelege, și ni se explica, acesta este Duhul Sfânt care pregătește inima de a primi Duhul Sfânt, pregătește sufletul pentru a intra într-o lucrare deosebită. Pentru că Domnul vrea să se folosească de noi, ucenicii Domnului, nu doar de unul și de altul. Am înțeles atunci că Domnul vrea să folosească toată biserica, nu vrea să aibă doar anumite persoane puse deoparte, ci vrea Domnul să-i folosească pe toți. Și am înțeles că Domnul vrea să ne folosească pe noi, dar nu ne poate folosi dacă nu primim plinătatea și botezul cu Duhul Sfânt. Și am început să stăruim după Duhul Sfânt, am fost botezați cu Duhul Sfânt și eu și Viorica. Viorica a avut o experiență deosebită. Viorica a avut o experiență deosebită și Viorica s-a speriat de unele manifestări pe care le aveau unii și au zis, Doamne, a zis așa ea, dacă ăsta e Duhul Sfânt, mie să nu mi-l dai, s-a speriat. Erau unele manifestări, unele strigăte, unele... Da, nu o lăsăm să ne spună. Da, și acum să spune ea cum, ce a spus Domnului, dar nu știa persoana, prorocul care, nu-i dau numele, dar care era cu noi acolo, și a intrat și Viorica în stăruință, dar a zis, Doamne, dacă e așa, mie să nu mi-l dai. Și Domnul știut taina aceasta și să povestească Viorica în continuare. Da, am văzut, mi s-a părut că Duhul Sfânt nu-i așa. Foarte agitați, strigau. La un moment dat am zis asta, nu știu dacă e rugăciune, parcă ar fi o isterie, ceva de felul ăsta, că nu așa trebuie să primim Duhul Sfânt, gândesc eu. Și atunci am zis, Doamne, eu mă duc și... Da, Ovidiu primise deja Duhul Sfânt de ieri, atunci în ziua când eu am primit, el a plecat la o evanghelizare în Vulcan, aproape de Petroșani, și a zis, tu astăzi primești, azi la ora 6 primești Duhul Sfânt, când a plecat. Și am și simțit, fiind departe, e o distanță de câțiva kilometri Petroșani de Vulcan, am simțit că o primi Duhul Sfânt. Și atunci când am intrat, era multă lume acolo la stăruință, când am intrat, fratele care se ocupa cu stăruința a zis așa, iar tu care ai spus că dacă așa e Duhul Sfânt, ție să nu ți-l dea, pentru că Duhul Sfânt e susur blând, acum vino și pune-te pe genunchi. Eu descoperi Domnul Tainer. Eu am spus asta. M-am pus pe genunchi la ora 5 și 10, eram pe genunchi și m-am rugat și am plâns și am zis, de ce o trebuie să spun asta și cine i-o fi spus la omul ăsta că eu am zis așa? Și am plâns înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă-mă că eu nu știu cine m-o fi auzit pe mine că am zis așa, că nu era nimeni acolo. Și atunci omul a zis așa, la ora 7 și 10, când aproape era terminată rugăciunea, a spus la două surori, deci eu am stat pe genunchi, am plâns, m-am rugat și la un moment dat parcă pluteam, parcă eram, deci am avut așa o părtășie divină, specială, care nu mai știam ce se petrece în jurul meu, dar știam ce văd, cum eram cuplată cu cerul. Și la 7:10 fratele a spus la două surori, ridicați-o de pe genunchi. Când m-a ridicat de pe genunchi, nu mi-a plăcut, pentru că îmi plăcea mai bine atmosfera în care mă găseam. Și atunci a zis așa, fratele, eu de 40 de ani de când lucrez pentru stăruințe cu mulți frați, dar niciodată nu am auzit așa cum vorbește, cum a primit Duhul Sfânt fata asta, care atunci eram tânără. Și acum sunteți. Și mulțumesc. Și zice, de două ceasuri, una într-una vorbește în limbi, vorbește cu un susur blând cum i-a cerut și Dumnezeu așa i-a dat botezul cu Duhul Sfânt cum a cerut ea. Atunci am fost bucuroasă, am venit acasă, am spus, da, Ovidiu, e adevărat, am primit cu ajutorul Domnului, dar atunci tot și noaptea și ziua mă rugam una într-una, deci ne ajută foarte mult ca să înțelegem că puterea Duhului Sfânt, dacă ne lipsește, nu avem putere de rugăciune. Măriți să fie Domnul. Și am văzut Domnului diferența, Rodica. Că până n-am avut Duhul Sfânt, ne puneam pe genunchi și ne rugam și ne dureau genunchii și ne minunam de aia care aveau Duhul Sfânt și se rugau în limbi. Cum stau câte jumătate de oră pe cimentul ăla, fără perinuțe de desubt? Așa se rugau frații. Fără să se rezeme.
Stăteau efectiv cu mâinile ridicate și noi nu mai puteam de genunchi și spuneam, dar oare cât să mai roagă frații aceștia? Ai de mine! Ne văitam, știi, oare, dar cât ei nu obosesc? După ce am fost botezați cu Duhul Sfânt, am primit o putere de rugăciune, putem prin Harul Domnului să stăm câte o oră pe genunchi și nu te mai obosești. Atunci am văzut ce însemnează să intervină Duhul Sfânt. Te rogi altcumva, percepi altcumva, înțelegi altcumva, vezi altcumva, iubești altcumva, rabzi altcumva. Toate le vezi clar și așa cum ți le arată Domnul. Ești total transformat. De aceea este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Primești vise duhovnicești, auzi vocea Domnului altcumva, pricepi că ți-a vorbit Domnul chiar într-o împrejurare undeva, spui, aici mi-a vorbit Domnul. Dar asta nu că vrei tu să înțelegi treaba aceasta, ci îndemnul. Da, Duhul Domnului lucrează minunat și după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, am început să primesc cântări și mai multe. Și mai multe. Și toarnă Domnul cântări și toarnă Domnul gânduri sfinte și în toiul nopții îmi trimite Domnul cântări. Normal că Viorica nu putea să priceapă lucrul acesta. Spunea, măi, Dumnezeu este un Dumnezeu rânduiel. Are program. Acum trebuie să te culci. Viorica, dacă tu ai înțelege ce însemnează că Domnul te cercetează noaptea, îmi trimite cântări, mă trezesc, mă duc la repertofon, înregistrez repede să nu pierd melodia. Și e minunat, e minunat. Când primești Duhul Sfânt, efectiv, te umpli de o putere și de o dragoste, nu o poți exprima. Și de o îndrăzneală, de a merge în lucrarea lui Dumnezeu și de a vedea pe oameni pierduți. Ți-e milă de oameni când ești plin de Duhul Sfânt. Până acolo, până n-am avut Duhul Sfânt și plinătatea și botezul, mă uitam la oamenii pierduți și îmi părea rău de ei doar atât și n-aveam puterea să mă apropii de ei. Dar de când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, mă apropii de ei. Stau de vorbă cu ei. Am îndrăzneală. Pot să sufăr dacă îmi răspunde ceva nepotrivit și mă ia la ceartă, Domnule, lasă-mă în pace cu pocăiții. Rabd. E o lucrare deosebită, lucrarea Duhului Sfânt. Pentru noi, într-adevăr, a fost nevoie de asta, pentru că dacă nu aveam această putere divină, nu puteam să parcurgem prin câte trecem și acum și prin câte am trecut. După ce am plecat ca misionari, deci după ce am venit în Cluj, atunci eu am lucrat puțin la Samariteanul, după care Ovidiu a zis nu se duce singur în lucrare, am lăsat totul și am mers în lucrare cu el. Mergeam pe sate, mergeam în locuri unde nu e niciun pocăit. Mi s-a întâmplat asta. Când ne-am dus într-o duminică între programe, într-o localitate și acolo ei, oamenii spunea că aici să nu intre picior de pocăit, niciodată să nu intre un pocăit aici. Într-o curte, Ovidiu a făcut o evangelizare cu adevărat că nu era acolo pocăiți. Și acolo am primit bătaie. Dacă nu aveam Duhul Sfânt, unde m-a bătut un curator de la biserică de acolo, după ce m-a bătut, au intervenit alții care stăteau pe bancă acolo în stradă și s-a luat de el de ce oamenii ăștia de bună credință au venit în satul nostru și de ce o bați pe femeia asta. Eram cu bluza ruptă, eram așa trasă, eram cu sânge pe mine. M-am dus undeva lângă o fântână, m-am spălat, mi-am pus din nou baticul, mi-am luat un blazer să acopăr și m-am dus în curtea unde Ovidiu era, făcea evangelizare. Că de aceea m-a bătut, pentru că acest om a vrut să intre în curte, să-l bată pe Ovidiu și să-l alunge din comună. Și eu am ieșit în calea lui, pentru că așa m-a îndemnat Duhul Sfânt. Ei, dacă n-avea botezul cu Duhul Sfânt, mă scuz că am intervenit, ea nu ieșea afară în curte. Vedeți ce însemnează? Botez cu Duhul Sfânt, plinătatea cu Duhul Sfânt. Ea era în curte și se ruga pentru mine. Ea se roagă totdeauna pentru lucrare. Mă rog și eu, de ea se roagă într-un mod special. Și în timp ce stătea în curte, i-a vorbit o voce. Acum ieși afară din uliță. Du-te în uliță afară. Acum ieși. Și s-a uitat Viorica împrejurul ei să vadă cine vorbește. O voce de bărbat. Și nu vreau să asculte. Normal că te uiți ciudat că ce se întâmplă. Până te acomodezi. Și încă o dată i-a vorbit Domnul, acum ieși în stradă. Și o simțit ca un curent, ca un vânt, ca o putere. Și când a ieșit afară, erau porți din acelea mari, înalte, cum se fac prin părțile Ardealului, în partea Bistriței, pe acolo.
și afară venea omul acesta către noi să intre în curte cu o rangă. Ei, dacă nu avea legătură cu Duhul lui Dumnezeu, omul acela venea înăuntru și așa Duhul Domnului a înștiințat-o, a ascultat de glasul Domnului, a ieșit afară, a primit ea ca să nu primim noi. Și atunci Domnul i-a întărit inima prin Duhul Sfânt să poată suferi, să poată răbda ceea ce a făcut omul acela asupra trupului ei și nu numai, pentru că și Duhul ți-e rănit și sufletul și, și s-au predat multe suflete. Și a, când mi-a zis să dau în judecată, a spus, prin evenimentul acesta. Nu-l dau în judecată, dar te-a bătut, uite, ești bătută, ești ruptă, ești... nu-l dau în judecată, eu o să mă rog pentru omul acesta, dar eu îți fac actele, a spus o vecină de acolo, numai tu să semnezi, nu-l dau în judecată. I-am lăsat pe ei certându-se acolo, m-am dus la un valău de la o fântână, m-am spălat, m-am dus în curte unde era Ovidiu și când am văzut că așa de mulți ortodoxi s-au predat Domnului, am uitat de bătaie, nici nu i-am zis nimic la Ovidiu. Și nu mi-a spus nimic. Nu, că de acolo mergeam la o altă lucrare. Aveam o altă evanghelizare și aici tot Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul, cum intervine Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este înțelepciune. Dacă îmi spunea, uite ce am pățit, Ovidule, îmi stingea Duhul. Și Biblia spune, nu stingeți Duhul. Vezi, înțelepciune de la Domnul, o tăcut din gură, a răbdat, nu ne-a spus nimic. Ce-i drept, când am plecat de acolo, atât a putut să-mi spună Viorica, Ovidiu, repede dă drumul la mașină și fugi, pleacă. Dar n-am știut de ce. Și când mă uit pe geam, văd o persoană cu o rangă cum vine către mine. Era aceeași persoană care a bătut-o pe Viorica. Am dat geamul jos la mașină și atât mi-aduc aminte că i-am zis, Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze, zâmbind, i-am spus, cu pace, cu bucurie. Și am plecat. Se termină și evanghelizarea următoare. Și numai după evanghelizarea următoare, iară Duhul Domnului a lucrat minunat, s-a predat suflete și acasă mi-a zis toată povestea care ați auzit-o. Ovidule, ce mă doare capul, dacă tu ai ști ce am... Ce, Viorica? Că doar am văzut că e happy peste tot, e bucuroasă, că ne-am bucurat. Și că l-ai văzut tu pe omul acela care a venit atunci când s-a spus, dă-i drumul repede la mă. Da! Și mi-a spus povestea. El m-a bătut. Ai, nu-mi spune. Și mi-a povestit toată povestea prin ce a trecut. Și zice, cred că nu știu ce e și cu spatele, că nu mai pot de durere. Și când și-o dat hainele de pe spate, de pe ea, pe spate, dragii mei, draga mea Rodica, era vânătă de sus și până jos, vânătă. Și acum trebuia să o încurajez, pentru că așa ne învață cuvântul, zice, mângâiați-vă unii pe alții și sfătuiți-vă și încurajați-vă. Și Duhul Sfânt m-a folosit să-i zic, auzi, Viorica, dă slavă lui Dumnezeu că fratele nostru apostol Pavel a fost mai vânăt ca tine și ne-am bucurat. Și ea să știi că s-a bucurat pentru că a trecut prin lucrul acesta. Da, acolo s-a deschis biserica, acum slavă chiar sunt mulți acolo. Slavă Domnului. Și când ne aducem prin apropiere, tot spune biserica care e pe bătaia lui Viorica. Slavă Tatălui din cer. A fost totuși un efort să puteți să-l iertați pe omul acela și da. Mă gândesc că nu a fost singurul, că pe da. Parcurs v-ați mai întâlnit. Da. Chiar sigur, am un gând, sigur. Intenționez și intenționăm să-l căutăm, să-l vizităm. Au trecut mulți ani de atunci, posibil să-l găsim cu viață și să-i ducem cuvânt, să-i spunem, uite, noi suntem aceia prin care am trecut atunci și să-i ducem vestea bună, să-i spunem că Dumnezeu îl iubește și îl așteaptă și pe el să vină la mântuire. E, asta semnează importanța botezului cu Duhul Sfânt. Treci prin orice și ai harul să spui pototul în Hristos care mă întărește. Ai harul să nu te vaiți, să nu zici, vai, eu ce-am pățit! Și să zici, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de toți vrășmașii mei. Ai harul să spui ca și David, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. O să zică cineva, da, dar unde a fost Domnul Dumnezeu când o bătea ăla cu pumnii în cap și îi dădea pe spate? Acolo a fost Domnul, a fost cu ea. Păi, o dovadă că a fost Dumnezeu cu ea. Da. Dovadă că l-a iubit pe acel om și nu l-a dat în judecată. Dovadă că ne-am rugat pentru el. Dovadă că Domnul ne-a îmbrăcat cu putere și a pus dragostea lui, a turnat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt să putem răbda, pentru că așa spune Mântuitorul. Și cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Amin, amin. Amin. Să ne ajute, Domnul. Domnul v-a chemat la lucru pentru el. În urmă cu câți ani ați primit această chemare? Pentru că în emisiunea trecută ne-ați explicat cum ați renunțat la tot ceea ce făceați, contracte,
pe la restaurante, la Casa de Cultură, premii, și Viorica la slujba de coordonator de unitate. N-a fost așa și un moment în care să vă gândiți, bun, și eu ce voi face de acum? Pentru că eu sunt sigură că înainte să vă întoarceți la Domnul, fiecare v-ați iubit meseria. Așa e. Ați avut pasiune pentru cântat, pentru a coordona oamenii și ați făcut-o foarte bine. Meseria mea e de contabil și am iubit-o. Și eu m-am gândit ce am să cânt. A, deci deja, deja te-ai gândit că vei mai cânta. M-am gândit, zic că eu cânt de mic copil, de la 3 ani cânt. Viața artistică am început-o de la 18, dar mă gândeam ce voi cânta la pocăiți. Pentru că le-am văzut harfa de cântări, cântări simple, cântări ușoare, dar ce voi cânta? Și mi-aduc aminte cum frații preibiți de la Petroșani, într-un mod special, fratele Ile Traian, fratele Păstor, fratele Eugen Stoica, mă luau pe lângă ei și îmi deschideau harfa și alegeau cântări mai populare, care să mă culeagă, să mă acomodez cu ele. Și așa încet, încet m-au luat, dar Duhul Domnului a văzut de ce am nevoie și mi-a trimis cântarea Deschide-ți inima străine, pe pământ avem de toate, calea, adevărul, viața, amăgit am fost în lume, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, am fost pribiag în lume. Și a început Domnul să-mi dea un mănunchi de cântări. Și 92, cum v-am povestit, a fost lucrarea aceea de prorocie, că Domnul mă va scoate din Valea Jiului și mă va trimite departe, dar nu știam unde. Și s-a organizat la Cluj, aici, o evanghelizare la Casa de Cultură a Studenților și pe vremea aceea nu așa a lucrat Duhul lui Dumnezeu ca să împlinească prorocia, nu găseau cântărețul, ei doreau un cântăreț să facă față. Cu experiență. Cu experiență. Și a spus cineva, nu știm cine, dom'le, este unul, dar e nou, zice, e tânăr la credință, nu are decât o mână de cântări, un fost artist cântăreț de muzică populară, un Ovidiu Liteanu din Petroșani. Dacă știți, sunați-l. Și ne-au sunat, ne-au găsit. Și mulțumim tatălui din cer că tata a pregătit terenul, ne-am dus, m-am dus acolo și după cele 3 zile s-au strâns împrejurul meu frații păstori care erau pe vremea aceea și mi-au pus întrebarea, tinere, n-ai vrea să faci lucrul acesta? Au apreciat faptul că, pe lângă faptul că eu cântam, nu numai cântam, și spuneam ceva printre cântări, bă, chiar aveam îndrăzneala să chem la mântuire. Și li s-a părut ceva ciudat, uite, un cântăreț care și vorbește din cuvânt și spune ceva și îndemnă și spune la păcat pe nume și cheamă la mântuire. Și Duhul Domnului a lucrat la inima lor și m-au întrebat dacă vreau să fac așa ceva. Și am zis, cum să nu? Dar de când, tinere? Zic, chiar de azi, am zis. Atunci mi-am dus aminte de, îți voi da o nouă încălțăminte râvnă Evanghelie. Adică la orice răspundeam, spuneam, chiar de azi, chiar de azi. În sfârșit, plec și ajung la Petroșani și zic, Viorica, gata, sunt misionar la Cluj. Mă lua Viorica puțin așa la roșu și zic, măi, Ovidiu, dar trebuia să te gândești. Ce ai făcut? Zic, gata, sunt misionar la Cluj. Dar zic, cum faci tu? Naveta. Cum te duci tu din Petroșani? Nu te-ai gândit? La ce te-ai gândit atunci, Viorica? Că eu lucram contabilitate. Nu te-ai gândit, dar trebuie... Asta... Ea, fiind contabilă, șefă de unitate, le făcea toate cu socoteală și împărțea lucrul. În meseria de economist este planificat. Da, exact. Da. Totul, da. Cea de solist, cântăreț, cum a fost, eu eram tot timpul happy, vesel. Bă, asta nu s-a gândit toți, Viorica. Acum era planul lui Dumnezeu și... Zic, chiar că la asta nu m-am gândit, Viorica, cum fac naveta? N-ai văzut, trebuia să ne sfătuim, Ovidiu, ce ai făcut? În sfârșit, și cum eram noi supărați pe treaba aceasta, că am făcut o gafă la urma urmei, zicea ea, sună fratele Ezechiel la telefonul fix, că atunci nu erau mobilele. Suciu Ezechiel, doar tu-l știi. Da, fratele preibit Suciu Ezechiel. Pace, frate Ovidiu, pace, pace, frate Ezechiel. Fratele Suciu, frate Ovidiu, dă slavă Domnului. Când a zis cuvântul acesta, mi-am dat seama că s-a petrecut ceva. Și zic, slavă Domnului! Dar care e treaba? Frate Ovidiu, eram de slujbă la Amvon și tocmai spuneam despre lucrarea ce a fost la Casa Studenților, cu evanghelizările, cu tine și am povestit că tu ai pe inimă și noi am avut pe inimă și vrei să vii la noi în Cluj și uite așa, 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 dar trebuie totuși un loc de cazare că încolo se ridică cineva și ridică un mănunchi de chei și zice, fraților, dacă familia aceasta dorește să vină, iată, le ofer un apartament, cheie. Frate Ovidiu, printre altele, spune fratele Ezechiel, era 8 seara, cam așa, când să vin după voi să vă duc la Cluj, să vă mut, cheile sunt la mine. Măriți să fie Domnul. Fii atent ce am zis.
Frate Ezechiel, te rog, chiar acum. El, frate Ovidiu, îți înțeleg râvna, dragostea, ești nerăbdător să începi viața de misionar aici la noi, la Cluj, în regiunea aceasta, dar un pic de răbdare, să vorbești și tu cu soția, să vedeți când și când, cum vă puneți la punct toate bagajele. Omul cu înțelepciune, da, cum avea și el soție și se gândea, da, cum e. Să nu uităm râvna Evangheliei, am fost încălțat deja, Domnul meu, dar știi cum? Totul foarte repede, grăbind și venind ziua Domnului, să o grăbesc. Și am spus chiar acum, la care fratele Ezechiel, frate Ovidiu, totuși, hai să lăsăm mai. Nu, frate Ezechiel, te rog, dar te rog, vino chiar acum. Duhul Domnului a lucrat și la inima lui și a zis, bine, hai că pornesc, dar o să fie așa de târziu, să sosesc peste miezul nopții încolo. Vine din cameră de unde vorbea cu fratele Ezechiel, vine la mine în bucătărie și zice, Viorica, fă bagajele că vine după noi, ne mutăm în Cluj. Am rămas oarecum. Slavă ție, cum adică ne mutăm în Cluj? Tu îți iei concediu, eu lucram. Îți iei concediu și ne mutăm la Cluj. Da. Vine fratele Ezechiel. Cum lucram eu în comerț, aveam niște saci de hârtie așa mari. Trei saci, mi-aduc aminte. Și am pus lingerie intimă, lingerie de pată, o farfurie, o cană, două linguri, două, nu știu ce am pus acolo. Repede, la ora două, vine fratele Ezechiel. Într-adevăr, acolo unde locuiam, aveam o locuință foarte bună. S-a pus la punct. A zis fratele Ezechiel. S-a minunat, da. Așa ceva lăsați și plecați într-un necunoscut și lăsați cei aici. Dacă aveam bani, aveam. Atunci așa. Și uite, așa am ajuns la Cluj. S-a împlinit lucrarea, o repet pentru cei care n-au auzit mărturisirea. Deci, iată, bărbatule, te voi scoate din, așa vorbește Domnul, te voi scoate din locul acesta, te voi trimite departe de aici, îți voi da o nouă încălțăminte, râvna Evangheliei și prin cântările care eu, Domnul, ți le voi pune în gură. Multe suflete se vor întoarce la mine și cât de curând vei primi tot ce vei avea nevoie pentru lucrarea aceasta. Și iată, o cât săptămână. De curând, o săptămână. Da, eu cred că pentru bărbații e mai simplu. Dar pentru femei pare așa un moment foarte greu și aș vrea să ne spună, Viorica, așa despre cum mergea barometru emoțiilor în acele zile. Dimineața pe la 3-4 așa am ajuns în Cluj la locuința care a oferit-o fratele Căruntu. Atunci dimineața am ajuns acolo, o locuință care nu locuia nimeni de un an, doi, trei, un apartament cu trei camere. Dimineața a venit Lidia, a pozat cu Tibi, a venit Gabi, Gabi, a venit mulți frați și a zis, Tibi a zis, mi-amintesc, a zis, Viorica, eu am venit să iau covoarele și perdele, le duc la curățătorie. Alte surori a venit să spălăm, să facem curat, să punem apartamentul la Dumnezeu în ne ziua arăta dragostea aceea, fraților. O altă, Ezechiel ne-a adus un frigider. O altă soră a venit și le-a umplut frigiderul cu tot ce avem nevoie. Deci așa a fost foarte săritor, frații, și ne-au ajutat foarte mult. Așa cum de altfel nici acum nu am putea merge în lucrările care le ducem săptămânal și unde mergem zi de zi, dacă frații nu ar fi alături de noi să ne ajute pe picioarele noastre. Așa lucrează Duhul pe Domnului, putințele noastre, nu putem să mergem să evanghelizăm. Asta dar e purtarea de grijă. Frații ne poartă de grijă, ne ajută, se implică în lucrări, se implică în programări, frați din toată țara. Adevărul este, Ovidiu colaborează mult cu păstori și lucrează cu păstori. Ai spus că mergeți zi de zi și știu că e așa. Da. Totuși, într-un an, cam câte zile stați voi acasă, la voi la Cluj? Puțin. La noua voastră casă? Puțin. Spre exemplu, venim luni seara, marți, miercuri, mă pregătesc, despachetez, spăl, calc. Dar când noi susim acasă, după 10 zile plecate, atunci punem puțin casa la punct. Ovidiu șterge praful și aspiră, eu spăl repede geamurile, ca dacă stăm 3 zile în casă, să avem condiții de să nu fie ca într-o gară. Da. A intrat Viorica într-o viață mai tumultoasă, e o viață grea. Tot timpul împachetează, despachetează, calcă, se gândește și ce trebuie să duc. Nu știu dacă ți-ai dat seama, Ovidiu, dar nu la multe femei le place să călătorească așa de mult. Și da. Suntem tot anul, da. Nu? Da. Cineva mi-a pus întrebarea, zice, dar merge și vara? Merge și vara când e cald și când e seceriș? Și atunci am spus,
Oare pe seceriș număr oameni nemântuiți? Nu suntem în pericol să plece nemântuiți? Și cum, zice, noi înțelegem că evanghelizarea se face pe timpul iernii, când e vara sufletului. Zic, nu, fraților, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Zic, neîncetat, la asta ne-a chemat Domnul, mărit să fie Domnul. Chiar cineva mi-a pus întrebarea, fiind într-un scaun de frizer, frate Ovidiu, dar mai puteți, mai poți, frate Ovidiu, știind în ce lucrare ne-a chemat Domnul. La care eu mă uit la el prin oglindă și zic, auzi, frate Vasile, ce întrebare e asta? Este exact cum aș întreba forfecuța din mâna ta. Auzi, forfecuță, dar mai poți? La care forfecuța, dacă ar avea guriță, mi-ar zice. Până poate el. Ce întrebare e asta? Întreabă-l pe Vasile. Adică am dat de înțeles că suntem niște instrumente în mâna Domnului. Dar, pentru cum a fost Viorica obișnuită, o femeie cu servicii, avea menajerele. Două menajere avea. Era o femeie care avea de toate, nu-i lipsea nimic. Acum să calce tot timpul, să spele tot timpul, să schimbe locurile, schimbi apa, schimbi ținuturile, regiunile, mergem prin locuri grele, mergem prin locuri în care se mănâncă mai așa, dincolo trebuie să accepți așa, îngăduința aceasta trebuie să fie peste tot, trebuie să rabzi. Sunt secete în unele locuri, sunt călduri, sunt țari, sunt anumite locuri și Duhul Domnului, dacă n-ar fi Duhul Domnului, numai Domnul ne întărește. Da. Și într-adevăr, Domnul, iată, la asta ne-a chemat, de aceea nu ne plângem și ne bucurăm, ce-i drept, tot așa cum Domnul ne-a chemat în lucrarea aceasta, credem că El ne va anunța când ne va retrage din lucrarea aceasta. Nu despre asta am vrut să vă întreb. Aș vrea să spui, Viorica, în perioada asta în care sunt atâtea câte ai enumerat, Ovidiu, care ți-a fost lucrul cel mai greu la care te-ai adaptat la schimbarea locurilor, alimentație diferită, muncă, renunțarea la confortul de acasă, de la Petroșani? Da, cel mai greu mi-a fost, chiar dacă eu la țară m-am născut, am crescut în Oradea, am crescut la 8 km de Oradea, unde m-am născut până când eram copil, dar mi-a plăcut să... Bunica mea a fost o bunică curată, chiar dacă era la țară, mi-a plăcut totdeauna ordine, disciplină, curățenie. Cel mai greu mi-a fost când mergem în sud, unde primim câte o cameră sau câte un apartament și acolo trebuie să îmi duc eu spirit, îmi duc... Mai greu. Îmi fac eu curat ca să mă... Dezinsecție, da, dezinfectarea da, da. Da, fac curat, spăl totul pe acolo, după aia lingerie îmi duc eu de acasă și deci nu m-am acomodat așa de ușor ca să trăiesc fie cum. Deci îmi plăcea ordinea, disciplina și în primul rând curățenia. Acolo, dar acum mai nu ne prea lovim de asta. Spune că ne-ai trecut prin greutatea aceea când nu aveam ce mânca. Da. Ne-am gândit, Domnul, atunci să nu avem. Atunci m-am înscris aici la forțele de muncă, mi-am pus atunci ca să... Atunci era înscriere, nu era CD-ul. Ca să mă duc mâine zi să mă angajez ca și contabil. Aici am zis, eu nu mai stau în Cluj. Așa. În Cluj, da. Da, eram aproape de un an de când venisem în Cluj și nu aveam bani, nu aveam, nu lucram, nu aveam de unde. Ne-am gândit, Domnul, să trecem printr-o vale. Nu puteam să trăim. Și atunci mâine zi trebuia la ora 8 să mă duc la forțele de muncă să mă angajez. Ovidiu a zis, dacă tu te angajezi, eu nu o să mai pot merge în lucrare, eu nu mă duc singur. Nu pentru că aș putea să mă descurc și singur, dar eu mă duc pentru o săptămână, mă cazez undeva, de exemplu la familia Baciu, puiul merge la lucru, Rodica rămâne acasă. Eu merg și eu la lucru. Da, la bine. Acum, okay. Da, noi da, am vrut ca lucrarea da. Să nu sufere, să nu fie vorbită de rău, da, da. Sigur că da. Și atunci a zis, bine, dar puțin m-a certat, că de ce și ne-am culcat mâcniți, mi-aduc aminte. Vreau și... să mă duc să lucrez. Deci chiar am zis, să știi, dacă tu ai luat hotărârea aceasta să te duci să lucrezi, eu rămân în lucrarea Domnului. Ne-am culcat mâcniți, ne-am rugat Domnului și pe noapte spre dimineață am avut un vis. Cine? Eu. Așa. M-a cercetat Domnul. Viorica avea gândul să plece, de aia nu i-a trimis Domnul vis. Da, eu dimineața la 8 trebuia să fiu la forțele de muncă. Și fii atent ce vis interesant, mări să fie Domnul.
A apărut în ușă, acolo în apartamentul în care l-am primit de la Domnul, locuiam și cu Daniel Popa. Erau patru camere, așa-i parcă vă zic. Organismul, da, da. Organismul, da. Și a apărut un om în ușa apartamentului, nu i-am văzut decât brațe și un sac. Și parcă în sacul acela avea ceva de aleguri, alimente. Și noi toți trei care eram în casă eram înfometați pe ideea aceasta că n-aveam mâncare. Și eu am avut curajul între toți trei și m-am dus către sacul acela și am băgat mâna cât am putut în sac și am scos ceva plin de boabe. Parcă erau așa niște alune, niște arahide crude. Le-am băgat în gură, le-am mestecat și tot corpul mi s-a umplut de o putere și vibra corpul de o putere și de o bucurie în timp ce mestecam acele boabe. Și în vis îmi vorbește persoana care nu am văzut-o, de am văzut brațele. Pentru ce te grăbești? Pentru fiecare din voi am adus câte un sac cu 14 kg de fasole. Și m-am trezit. Când m-am trezit era dimineață și spun la Viorica, soția, îi spun visul. Viorica, scoală-te, fii atent ce vis am avut. Și în timp ce îi povestesc visul, Duhul Domnului îmi vorbește. Deschide Biblia unde se deschide și citește versetul 14 privitor la cele 14 kg de fasole. Viorica, fii atent ce mai aud de la Domnul. Ce? Să deschid Biblia și uite. Zice, dar deschid-o, nu mai sta. Și deschid, era Biblia lângă noi acolo, o deschid, dar așa unde se deschide. Și o deschid. Și mă uit. Erau trei capitole. Versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Am început să plângem amândoi. Ne-am pus pe genunchi. Viorica a început să-și ceară iertare. Doamne, iartă-mă că am vrut să plec din lucrarea ta. Nu m-a mai dus. E greu. Da. E greu să fii femeie în lucrarea aceasta. Aș vrea să ne spui cum arată o zi sau o sesiune de evangelizare. Când mergeți undeva... Acum deja ne-ai zis cu dezinfectatul, cu curățenia în unele locuri. Atunci când ajungem în locul unde este programat, sigur că vine fratele păstor împreună cu soția, ne primește, chiar ori ne poate caza la ei, ori ne duce unde a rânduit să fim cazați. Și ne spune, uite, s-a pregătit astăzi mâncarea asta pentru voi, dar unii știu, unii nu știu cum noi mâncăm, sau pregătește acasă, frații, mergem și mâncăm, dacă chiar sunt foarte multă prăjeală și foarte multă carne și așa, mâncăm ce este pe lângă și poate că gustăm așa puțin ca să nu supărăm frații, dar mâncăm mai mult fără carne și pe parcurs, în timpul săptămânii, frații cumpără materie primă, ne cumpără alimente și gătesc eu. Toată săptămâna gătesc eu. Pregătesc mâncare, acolo mâncăm, după masă în fiecare zi plecăm la evanghelizare și pe lângă asta rugăciunea și discuțiile cu multe surori despre care eu știu. Da. Că dumneavoastră faceți, adică tu faci și consiliere în timp ce așa este. Se întâmplă evanghelizarea. Rămân familii chiar și mai mult surorile surprinse de felul nostru de viață, că avem o viață oarecum mai aproape de adevăr, cu mâncăm oarecum cristic, sănătos și atunci vine să mă întrebe, dar de ce, cum, pentru asta, pentru ce? Și atunci asigur că nu mă limitez să le spun doar de alimentație, le spun mai mult de viața noastră de misionari, de cum lucrăm, cum se hotărăsc suflete, cum trebuie să fim ca misionari sau ca soții care trebuie să susținem în rugăciune și în post frați. Toți frații, toți soții sunt slujitori, toți sunt lucrători, într-un fel sau altul, toți sunt în slujba Domnului. Și atunci noi trebuie să postim, să ne rugăm și vorbesc cu surorile, nu numai despre alimentație, dar și despre cele spirituale. Normal, umblând mult prin țară, ei observă, frații observă lucruri cum mâncăm și pun întrebarea că de ce nu mâncăm așa de multă carne. Și le spun că nu e părerea mea
le arăt biblic că Domnul vrea să aibă un popor sănătos. Adică, înțelegi, trebuie să recunoaștem că se mănâncă foarte multă carne în poporul român. Se mănâncă multă carne pretutindenea și se moare datorită mai repede decât consumului. Trebuie. Cineva spunea, dar ce crezi că tu n-ai să mori? Spunea, da, plecăm la Domnul, cum să nu? Dar Domnul Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune și atunci am spus, uite-te aici, de ce spune în Biblie, nu fiți printre cei ce se îmbuibează cu carne? De ce nu spune, nu fiți printre cei ce se îmbuibează cu fructe și legume? Ha, uite că spune, nu fiți printre cei ce se îmbuibează cu carne. Și zice, dar cum privești tu carnea? O privești să o mănânc la sfârșit de săptămână, să o mănânc ocazional, de o sărbătoare. Când intră într-o familie și trebuie să predic Evanghelia și omul acela nu are ce să pună pe masă. Decât? Că de ce a spus Mântuitorul Iisus la ucenici? Știind că ei vor merge într-un ținut în care nu o să se respecte legea pe care a lăsat-o Domnul. Și vor primi purceluș, vor primi aripioare, de cine știe ce animale. Și atunci intri în casa aceea și tu, dacă refuzi mâncarea aceea, nu mai poți să-i vorbești de Hristos Domnul. De aceea a spus să mâncați din orice vă va pune. Să mâncați! Nici o problemă, că totul este sfințit prin rugăciune. Deci mâncăm orice, dar carnea mai rar, ocazional. Când se întoarce fiul risipitor acasă, tăiem și noi vițelul. Dacă ești la pensie, dacă aniversezi ceva. Și e mai sănătos. Și am observat că de ce ne-am băgat pe treaba aceasta? Fiind seară de seară în evanghelizare, seara în poporul nostru, și așa e datina și tradiția la noi, se mănâncă. A fumat, gras, prăjit. Mult. Hai mă scoate, frate, hai le pune. Și ne-a obosit și ne-a îmbolnăvit. Fiți atenți, și era mâncare cu cerutul de binecuvântare peste ea. Dar frații ne dă cei mai buni. Și cer binecuvântarea și dacă cer binecuvântarea, zici că stai puțin. Cer binecuvântarea, Mântuitorul a spus, dacă veți bea ceva de moarte, dacă, adică nu știi, dar după ce afli, mă, prăjitul nu e sănătos, grasul nu e sănătos, a fumatul nu e sănătos și dacă seară de seară după evanghelizare se termină și târziu evanghelizarea, mânci și te încarci, nu te aștepta să fii binecuvântat cu sănătate de la Domnul, ci doar vei trimite un bilet la amvon, fraților, rugați-vă, dar nu spui de ce, că uite-te, noi mâncăm seara ce nu trebuie. Și poate ar trebui să ne rugăm să se poate lăsa de obiceiurile nesănătoase. Da, să primim înțelepciune. Că Domnul Dumnezeu ne-a lăsat și înțelepciune cum să mâncăm. Păi am observat înțelepciunii de-a lui Dumnezeu în Biblie. De exemplu, zice, fierbeți ce aveți de fiert, coceți ce aveți de copt. Zic, ei, ce interesant. Deci nu prăjit în ulei. Nu prăjit în ulei. Și automat, și uite-te, vreau să, pentru slava Domnului spune, nu că mâncarea ne-a dat nouă sănătate. Domnul Dumnezeu dă sănătate prin înțelepciunea de a mânca sănătos, cum El ne spune. Păi ce crezi că, nu vezi că acum ai auzit vorbind și că am mâncat și că fructe de mare. De mare. Na, acum eu zic, nu, hai să mâncăm fructe de pădure, aia cum ar fi? Te gândești normal la zmeură, așa e, la mure, la afine, când colo, surpriză. Și că frate, dar n-ai zis că îmi dai fructe de pădure? Nu, zice, ăsta e mistrez din pădure, zice. Asta e căprioare din pădure. Dragii mei, Domnul lăsa să mâncăm de toate pe pământul acesta și să le mâncăm cu mulțumire, dar am observat un lucru. Să nu facem abuz de carne. Pentru că am găsit și ceva aici undeva în Biblie și uite, chiar, uite aici, era deschis chiar aici. Dar nu carne ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Auzi, nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Că cineva a zis, dacă nu mâncați, o să slăbiți, o să vă bată vântul. Zic, da, uite ce spune, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu pierzi nimic, nu câștigi nimic. Și faptul dacă că mănânci în cantitate mare, da, poate pierzi un pic la sănătate. Și, încă ce, da. Și faptul că mănânc inteligent, cum l-a lăsat-o Domnul, adică mănâncă când ți-e poftă, când ți-e drag, ocazional, mai nicio problemă. Și mănânc orice fel de carne, dacă e. Vreau să vă spun, am mâncat de câine. Am mâncat de pisică, am mâncat de broască, sigur, am mâncat de caracatiță, am mâncat de scoică, am mâncat de toate târătoarele, taie și mănâncă, mări să fie Domnul. Nu e o problemă aceasta. Auzi, important este să ne hrănim cu adevăratele cuvintele lui Dumnezeu, important este în așa fel să trăim, să fim lumină și sare. Important este ca prin viața mea mulți să-L vadă în mine pe Hristos Domnul. Domnul Iisus Hristos
trebuie să fie proslăvit în viețile noastre. Fie prin cum mâncăm, fie prin cum ce bem, cum ne îmbrăcăm, cum acționăm, Domnul Iisus trebuie să se vadă în viețile noastre. Măriți să fie numele Lui. Vreau să vă mai întreb din culisele responsabilităților de părinți. Știu că aveți doi băieți, dacă nu greșesc. Da, da, da. Și da. Nepoți deja? Și nepot, da. Hai să ne spun. Da, deci băiatul care este cu noi aici în Cluj este membru în biserica Logos de aici, este botezat, copilul lui este botezat, este student anul întâi, soția lui Florina și ei sunt la Logos, fratele pastor Tibia Pozan. Când a venit prima dată, a lucrat la studio Mesaj din Cluj. Acum are serviciul lui, casa lui, familia lui, să descurcă. Avem încă un altul la Timișoara, care merge la biserică. El a fost crescut în Oradea de părinții mei. Și caută și el calea. Da, dar încă nu a încheiat legământ. Doamne, încă nu a încheiat legământ. Și asta e o dorință pe... Da, ne rugăm. Pusă înaintea Domnului. Da, da. Să-i ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să lucreze la mintea lui, la inima lui. Amin. El a fost student în Timișoara și părinții mei l-au realizat oarecum pe acolo, prin Timișoara și Domnul rămas să fie acolo. Lăudat, cu siguranță și Domnul important are planuri. Important este viața veșnică. Da, da, da. Sigur că da. Cel mai sigur, important sigur. Este viața veșnică. Da. A trecut așa de repede timpul și așa de interesante lucruri ne-ați povestit. Aș vrea să încheiem cu un gând pe care să-l îmbinați legat de România și de români. Ce viziune aveți pentru țara noastră, pentru poporul acesta, pe care credem cu toții că Dumnezeu îl iubește? Amin. Binecuvântat și lăudat să fie Domnul. România noastră, toată România noastră și nu numai România noastră, toată Europa și nu numai Europa, toată Australia, toată America, toată Asia, tot pământul, toți locuitorii, în afară de copiii Domnului, sunt pierduți. Și trebuie să ne rugăm Domnului să scoată lucrătorii, pentru că mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Ce am observat, Rodica dragă? Trăim vremurile când dragostea celor mai mulți se va răci datorită faptului că a intrat păcatul pretutindenea. Și din pricina fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea față de Dumnezeu, dragoste față de aproapele. Domnul să scoată lucrători care să înțeleagă. Noi trebuie să mergem să evangelizăm de la om la om. Nu e greșit că îi chemăm și în biserici, în adunări. Nu e greșit că facem evangelizări în cămine culturale. Dar ce minunat ar fi ca fiecare din noi să propovăduiască aproapelui său, să socializăm cu alții, să ne împrietenim cu ei, să intrăm cu ei în vorbă. Asta vrea Domnul. Și am observat că Domnul a început pe mine, m-a pregătit prin Duhul Sfânt tocmai pentru lucrarea aceasta și altcumva aduce rod. Decât vine omul la adunare și el stă în bancă, ascultă, dar nu pricepe multe, pricepe el ceva. Pricepe ceva, dar e altcumva când socializez cu omul, pentru că vedeți, de mine s-a ocupat fratele, Duhul Sfânt prin fratele Șoni, da? Deci eu când l-am auzit pe preaiubitul frate păstor Mihai Sârbu, inima mea s-a deschis până acasă aproape, am sărit într-un picior, deci mi se deschide inima. De e nevoie de cineva să te crească, să te ajute, să te facă ucenic, să-ți deschidă Biblia, să-ți citească. Să noi nu facem lucrul acesta. Să răspundă la întrebările incomode. Noi nu facem lucrul acesta. De ce? Noi gândim așa, să se ocupe fratele păstor, să se ocupe fratele prezbiter, fratele diacon. Nu. Toți trebuie, pentru că Mântuitorul Iisus, când a făcut marea trimitere, nu l-a chemat pe Petru de o parte și pe Ioan, ia veniți puțin încoace, uite, pe voi doi vă trimit, nu. Și le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Ce pierdem noi? Nu lucrăm de la om la om. Aici pierdem enorm. Pierdem enorm, adică eu nu pot să predic numai dacă mă puneți la predică. Cum? Și
poți să predici când te duci la... Da, uite, mă duc la piață prin harul Domnului, Duhul Sfânt mă însoțește și mă duc în piață și când cumpăr un kilogram de cartofi sau o ceapă de acolo, nu pot pleca și Duhul Domnului spune, Dumnezeu să vă binecuvânteze, aș dori să ne întâlnim în rai, aș vrea să nu vă duceți în iad. Și femeia sau Domnul de acolo, stai puțin, cum adică, stai, explică-mi. Deci trebuie să provocăm, trebuie să intrăm cu oamenii. Asta este adevărata lucrare pe care o făcea Pavel. Pavel nu bătea un clopot undeva, băi, adunanțați că eu sunt aici să vină toți oamenii. Nu. Mergea, zice, pretutindenea, prin piețe, pe ulițe și predica Evanghelia. Duce în lipsă de lucrători din aceștia. Acum ne plac avoanele, ne plac stadioane pline, cu pluș, cu sonorizare, televiziune, vezi să iasă tip top totul. Nu, nu, dă-ți drumul și spune. Unde? Mă duc cu taxiul, cu Viorica. E aglomerat Clujul. Și nu mai ieșim cu mașina, că n-ai nici să o parchez. Dar cu taximetristul cu care mergem, Duhul Sfânt ne folosește și stăm de vorbă cu oamenii. Le spunem de Hristos Domnul, aici mă rog, aici pierde, aici nu avem noi. Și asta e viziunea. Domnul Dumnezeu să atingă inimile tuturor lucrătorilor ca să înțeleagă. Trebuie să lucrăm de la om la om. Trebuie să lucrăm cu ei, să ne prietenim cu ei, să... Efectiv să ne împrietenim cu ei, să nu a fi prieten cu lumea, nu, nu. Să socializăm cu ei, omul are o întrebare, îl schimb de telefon, îl invit la mine la o cină, acolo facem o rugăciune, pentru că așa se lucra și în trecut și așa trebuie lucrat, pentru că nu e un model nou, ăsta e modelul pe care l-a lăsat Domnul Iisus. De aia spune, și în orice casă veți intra, nu mergem din casă în casă, adică te invită omul. Domnule, mi-a plăcut, nu vii până la mine ca să îmi spui ceva, nu vii până la noi, uite, suntem gata să ascultăm, dar noi așteptăm să vină la biserică. Aș vrea să mai spun că atunci când ne găsim în Cluj și dacă dispunem de o zi, de exemplu, ar fi posibil că, de exemplu, avem lucrări în Târgu Mureș, nu venim de sâmbătă seara, sâmbătă suntem în Cluj și mergem duminică dimineața la lucrare. Atunci ne ducem la spitale, facem câte un mic pachetel și vizităm spitale. Oncologie am fost, la recuperări am fost, deci pe terenul unde ne ducem, ne ducem la pușcării, azile de bătrâni, orfelinate de copii. Și acum, ultimul, unde am fost la tabăra de leproși din Tichilești. Impresionant! Deci, mergem în fiecare an acolo. Dumnezeu ne ajută, așa cum obișnuim să facem, din tot ce primește Ovidiu, a primit 100 de lei, 10 lei punem banii Domnului și 5 lei punem bani de săraci. În cursul unui an, într-un plic, adunăm puțin bani și mai primim pentru Tichilești de aici, de acolo. Și acum le-am făcut 63 de pachete și ne-am dus, a făcut Ovidiu program de 2 ore acolo în curte la ei, s-au bucurat și le-am dat câte un mic pachetel, ceea ce știm că ei nu primesc acolo. Oricum e un mare sacrificiu să te duci acolo, mult se tem ca să nu se contamineze. Da, dar noi ne ducem în fiecare an acolo aproape, trecem, ne ducem în Brăila sau în Galați și de acolo trecem Dunărea, cu Bacul și... Deci și asta lipsește, parte, deci e nevoie de oameni care să plece așa pe teren, sate și comune neevanghelizate. De exemplu, am aflat județ unde sute de comune și sate unde nu s-au intrat cu Evanghelia. Și gândul, de ce n-ați intrat? Zice, frate, n-avem pe cine să punem lucrător aici. Zic, arată în Biblia. Te rog, uite aici e Biblia și arată-mi. Unde a zis Domnul Iisus, nu care cumva să intrați într-o comună, într-un sat, dacă nu aveți lucrător pregătit. Dacă a zis treaba asta, opriți-vă să nu călcați Sfintele Scripturi. Dar a zis, duceți-vă. Te duci și apoi următoarea rugăciune. Și tata zice, va scoate lucrători. Sigur, dar noi nu merem. Și de ce nu merem acolo? Și că nu avem pe cine să lăsăm. Adică să predau oamenii și după aceea pe cine lăsăm. Se pierd, că n-are ce. Da, eu zic, atunci când va veni Domnul să mă întrebe, te-ai dus în comuna cu tare să-ți spun, nu, decât să se piardă așa. Să fie degeaba. Da, nu, nu. Noi trebuie să ne facem datorii. E bine să audă. Trebuie să audă. Ne ducem în locuri și... Că noi nu știm cum încolțește și cum lucrează. N-am fost niciodată pe sate și vin oamenii la noi și ne întreabă, oameni buni, dar unde ați fost până acum? Dar de ce noi nu știm ce ne spuneți voi acum? Dar noi aici vrem să se înceapă
așa să o lucrare. Trezește, Doamne, toți lucrătorii tăi și pune-le pe inimă să meargă. Da, Dumnezeu lucrează. Îmi place foarte mult viziunea care ați prezentat-o și mai ales faptul că nu e doar la nivel de teorie, că deja și faceți lucrurile astea. Uite că am aflat și eu lucruri noi dintre ele, chiar dacă măcar că le știe, cunosc ceea ce faceți în mare parte. N-am cerut un acord înainte, dar mi-l puteți da acum. Probabil că unii dintre telespectatorii noștri să fi fost impresionați de faptul că mergeți la spitale, că mergeți la leproși, că vă ocupați de oameni și de aproape, nu doar de la amvon sau de la microfon, și să dorească să fie și ei parte în lucrarea voastră. Ar putea să aibă un număr de telefon unde să vă contacteze, să vă spună, uite, avem și noi câțiva bănuți sau niște lucruri care... Să vă spunem, nu obișnuim să facem lucrul acesta de când ne-am întors la Domnul. E bună întrebarea. Să se roage. Pentru că de când suntem pe calea Domnului, n-am lăsat un număr de telefon, nici un număr de cont, nici ajutați că noi suntem în lucrarea aceasta. Domnul a purtat de grijă într-un mod deosebit. Adică ne este teamă ca nu cumva să fie vorbită de rău lucrarea. De aceasta noi lăsăm să lucreze Domnul. Deci am observat că de când suntem în lucrarea aceasta, Domnul a purtat de grijă să ajungem în fiecare an la Tichilești. Să le ducem prin harul Domnului în fiecare an să ducem pachete, dar fără să fi lăsat vreun apel. Vedeți să stai numărul de telefon aici, este un cont aici, dacă să puteți ajuta. Nu. Asta a fost lucrarea Domnului. Atunci, așa lucrează în dreptul nostru. Mulțumim. Totuși, gândul este un gând bun. Cei care vor fi mișcați și vor vrea să pună un pahar de apă în favoarea unor slujitori care e foarte bine plătit de Domnul, pot să ia legătura cu biserica pe care o frecventați în Cluj? Suntem în Biserica Betania, da. În Biserica Betania slujesc ca și diacon evanghelist acolo în Biserica Betania, fratele păstor care slujește acolo, fratele Vasile Bojor și cu fratele Pavel Sătmărean, Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și așa pot ajunge la voi și să vă sprijine mai mult decât să cu rugăciune. Să ne sprijine cu rugăciuni. Domnul ne poartă de grijă, după cum a spus cuvântul, de altfel toți cei ce vor vesti Evanghelia vor trăi din Evanghelie. Și ne ajunge ce avem de îmbrăcat, ce avem de mâncat. Și... Eu când nu am deloc, așa, și venim de prin sud, unde e puțin mai greu, și atunci vin, ajung la Cluj și zic, Doamne Dumnezeule, Tu vezi, aici pormâneul meu e gol. Eu n-am bani deloc. Pune Tu în el ceva. De ce-l deschizi Tu la Domnul? Că dar știe Domnul că n-ai nimic. E ca un copil, zice, Doamne, vezi că e pormâneul gol. Da, Domnul. Auzi, direct din cer ne poartă Domnul de grijă. Domnul. Important este Mulțumim, să avem plinătatea cu Duhul Sfânt. La ce folos să ai de toate dacă nu ai mântuire? La ce folos că să fii și cu bani, să ai și mașini bune și dacă nu ai pasiunea, râna, dragostea pentru cei pierduți? Consider că asta ar trebui să fie în ucenicul Domnului, în lucrătorul lui Dumnezeu care e misionar. Să aibă dragostea pentru cei pierduți. Și nu poți duce această lucrare fără plinătatea Duhului Sfânt. Sub nicio formă, oricât de talentat ai fi, oricât de frumos ai cânta, orice... Cât de frumoase cântări avea și cât de bine le-a exprimat, dacă nu e cu aprinderea Duhului Sfânt, e numai fiori, o cânta frumos, like-uri și vânzări de CD-uri. Și se pierd sufletele. Dar așa te duci și cânți, cântăm prin locuri grele, că spun drept, mergem prin locuri umede, da? Reci, câteodată se ia curentul. Și cântăm și acolo. Dacă vă amintiți, și cu asta încheiem, am participat și eu la o evangelizare unde s-a luat curentul intenționat ca și sabotaj. Știu acolo, atunci, într-un frig foarte mare, s-au întors câteva suflete la Domnul, în ciuda faptului de un cămin Domnul cultural. Dumnezeu să vă răsplătească, să facă comoara voastră din ceruri să fie mai mult decât ne-o putem noi imagina. Amin. Și să vă dea putere să mai întoarceți la Domnul și pe să lucreze cu Domnul. Împreună cu voi. Mulțumim, nu putem mult, fără Rodica. Voi. Mulțumim Tatălui din Cer pentru Domnul emisiunile să vă întărească avute și pe voi aici în cadrul televiziunii Credo. Și credem că tot ce s-a spus
Domnul va atinge inimi cu Duhul Sfânt și multe suflete vor fi întărite și multe suflete se vor întoarce la Domnul primind bucuria mântuirii în numele Domnului Iisus. Așa să fie. Vă mulțumesc. Domnul să fie. Noi, Domnul cu voi. Dragi prieteni, ne luăm rămas bun și vă mulțumim că ați fost cu noi și ați urmărit această ediție. Să fiți binecuvântați și sănătoși. Să ne vedem cu bine peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.